23 octombrie. Veghează, roagă-te, lucrează. Cât este ziua, trebuie să lucrezi lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Ioan 9:4. Dacă ar fi deschise cărțile cerului înaintea noastră, am fi surprinși de marele număr de pretinși creștini care în realitate nu contribuie la ridicarea împărăției lui Hristos, care nu depun niciun efort pentru salvarea de suflete, fiind astfel slujitori nepăsători. Mulți care sunt mulțumiți să facă mult bine se flatează cu aceea că ei nu fac niciun rău, atât timp cât nu se opun lucrătorilor activi și zeloși. Dar această clasă produce multă pagubă pentru exemplul ei. Servitorul indolent nu a fost condamnat pentru ceea ce a făcut, ci pentru ceea ce nu a făcut. Nu există un dușman mai periculos pentru cauza lui Dumnezeu ca un creștin indolent. Un profan sincer produce mai puțin rău, pentru că el nu înșeală pe nimeni. El apare așa cum este, un spin, un mărăcin. Cei care nu fac nimic sunt cel mai mare impediment. Acei care nu vor să poarte poveri, care evită responsabilitățile neplăcute, sunt primii care cad în cursa lui Satan, primii care își dau influența unei cauze greșite. Veghează, roagă-te, lucrează, acestea sunt lozincile creștinilor. Fie ca niciunul să nu se scuze de la lucrul pentru salvarea sufletelor. Fie ca niciunul să nu se autoînșele în credința că lor nu li se cere nimic. De la nimeni nu se cere mai puțin decât s-a așteptat din partea celui cu un talent. Avem ce face pentru Hristos în familiile noastre, pretutinde în vecinii noștri, oriunde. Prin bunătate față de săraci, bolnavi, lipsiți, putem obține o influență asupra lor, astfel ca adevărul divin să găsească acces la inimile lor. Avem la îndemână ocazii pentru a le folosi. Toți cei ce sunt impregnați cu Spiritul lui Hristos se vor dovedi a fi ramuri roditoare ale viței cele vii. De noi depinde să facem o înregistrare pe care să dorim să o întâlnim în ziua de apoi. Dorim noi să-i umplem paginile cu istoria lucrului zelos pentru Dumnezeu și umanitate? Hai să urmăm în urma pașilor celui care a declarat: cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Ioan 9:4. Nu.